De la începutul pandemiei și până în prezent, în raionul Nisporeni au fost înregistrate 60 de cazuri de COVID-19. Dintre acestea, 28 s-au tratat deja, iar 31 rămân a fi active. Din numărul persoanelor infectate, 7 sunt spitalizate, iar 24 se tratează la domiciliu, deoarece au forme ușoare de coronavirus. Pe raionul Nisporeni, până la moment, vorbim de 01.07.2020, ora 11, avem 60 persoane confirmate pozitiv COVID-19. Din aceștia, 28 sunt deja tratați, 31 sunt încă forme active și urmează tratament corespunzător. O persoană este internată la Spitalul Raional Nisporeni, 6 persoane sunt internate în spitale la Chișinău și 24 persoane urmează tratamentul la domiciliu sub supravegherea medicului de familie, deoarece sunt forme ușoare. Și avem cu părere de rău pe raionul Nisporeni în cazul deces COVID-19. Persoane cu statut de suspect pe raion la moment nu avem. Situația epidemiologică privind infecția COVID-19 în Spitalul Raional Nisporeni este stabilă. La momentul actual, în instituția medicală se află internați 8 pacienți, dintre care doar unul este din Raionul Nisporeni, iar restul sunt din Călăraș. Da, la ziua de azi în Spitalul Raional Nisporeni avem internați 8 pacienți confirmați cu COVID, dintre care unul este din Nisporeni și 7 sunt din Raionul Călăraș, pe care tot noi îl deservim. Dintre acești 8 pacienți, 4 sunt gravitate medie și 4 sunt cu forme ușoare. Spre satisfacția noastră vreau să vă spun că ultima săptămână, practic, internările în spital s-au micșorat. Cred că e legat și cu faptul că o parte din pacienții cu forme ușoare se tratează la domiciliu, în cadrul medicinii primare, și fluxul de pacienți s-a micșorat. Sperăm foarte mult spre o ameliorare situației. După repartizarea teritorial-administrativă, cele 60 de cazuri pozitive de infectare au fost înregistrate în localitățile: Orașul Nisporeni, 26 de persoane, Milești, 6 persoane, Bălăurești și Șendreni, câte 4 persoane, Vărzărești, 3 cazuri, Marinici și Seliște, câte 2 persoane, Soltănești, Valea Trestieni, Isăicani, Călimănești, Șișcani, Drojdieni, Buldurești, Iurceni, Ciutești, Bălănești, Grozești, Ciorești și Bărboieni, câte un caz.